ziua, domnul Iulian Fota, analist pe politică externă și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Fota, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua, cu mare plăcere. Fostul ministru de externe, domnul Mircea Joană, iată, a fost numit secretar general adjunct al NATO. Ce înseamnă pentru România această numire și cât de importantă este pentru țara noastră? În primul rând, este o victorie pentru el personal. Este o recunoaștere a unor calități diplomatice certe pe care Mircea Joană întotdeauna le-a avut și le-a demonstrat de-a lungul timpului. Este un om cu mare experiență pe zona internațională. Este un om care a acumulat în ultimii ani experiență și în politica unui stat important pentru NATO, cum este România. Și această numire vine să încununeze, dacă vreți, o carieră care, în linii mari și mai ales în aspectele ei tehnice, diplomatice, a fost o carieră foarte bună. Pentru România este și din perspectiva asta o veste bună, pentru că un român al tău este apreciat, un om care a îndeplinit funcții importante pentru statul român, nu? Mircea Joană a fost ministru de externe, a fost președinte al Senatului, a fost la un moment dat, a deținut, nu-și mai aduce aminte, președinția în exercițiu a OSCE-ului. Deci este și o apreciere a unei activități pe care un înalt reprezentant al statului român a făcut-o și deci este o apreciere a activității statului. Iar în cadrul Alianței Nord-Atlantice se știe că România este un stat care susține puternic Alianța, care contribuie mult la misiunile ei. România este în continuare foarte îndrăgostită de Alianță și ca atare eu cred că această decizie combină în mod fericit, pe de o parte, o performanță și o carieră individuală și pe de altă parte efortul pe care țara asta l-a făcut de la aderarea la NATO încoace pentru a sprijini Alianța și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ei. Și, într-un fel, este și o formă de continuitate, pentru că doar, cred că acum mai puțin de un an de zile, și-a încheiat misiunea la NATO Sorin Ducaru, cel care a fost secretar general adjunct, conducând o divizie foarte importantă a NATO, cea pentru amenințări emergente. E bine, deci, la mai puțin de un an, o nouă numire importantă în conducerea Alianței, ceea ce cred eu că este de salutat. Este mai importantă această numire decât cea despre pe care ați amintit-o, adinauriu? În organigrama Alianței Nord-Atlantice, funcția de secretar general adjunct este peste cea de secretar general adjunct șef de divizie. Și aici, uneori, în limba română avem o dificultate de traducere, pentru că în limba engleză, postul pe care este domnul Mircea Joană acum este postul de prim adjunct, cum am spune noi, iar domnul Ducaru a fost pe un post de adjunct standard al secretarului general NATO, conducător de divizie. Deci, din punct de vedere al organigramei, poziția aceasta este superioară. Din punct de vedere al unei influențe politice și, cum să spun, personale în interiorul organizației, având în vedere că șeful de divizie are niște responsabilități concrete, are oameni în subordine, are niște pârghii pe care le poate folosi. Practic are și o echipă, să înțeleg. Rămâne să vedem cum va fi, cum să spun, modelat postul domnului Joană, pentru că trebuie să spunem un lucru. Secretarul general adjunct este un om din cabinetul secretarului general al NATO. Acesta este șeful lui direct. Secretarul general NATO urmează să-i dea însărcinări, să-i confere anumite responsabilități, să-l pună să îndeplinească anumite sarcini și va depinde foarte mult de relația personală dintre cei doi. Și aici fac o paranteză, nu e o întâmplare că anunțul a venit tocmai de la secretarul general NATO, pentru că secretarul general adjunct este, aș spune aici cu ghilimele de rigoare și cu respect, o umbră a secretarului general NATO, îl însoțește peste tot și acolo unde secretarul general NATO nu poate participa pentru că uneori obligațiile se suprapun, este desemnat secretarul general adjunct să-l reprezinte, să prezinte mesajele Alianței, să vorbească numele NATO, ceea ce îi conferă, dacă vreți, multă vizibilitate. Deci, Sorin Ducaru a avut responsabilități executive și a trebuit să răspundă de îndeplinirea unor sarcini importante în Alianță. Domnul Mircea Joană, ca secretar general adjunct, va avea mai degrabă un rol de reprezentare a NATO, de promovarea mesajului Alianței în statele membre, dar și dincolo de statele membre și în funcție de ce alte responsabilități îi va da secretarul general, ar putea să conducă diferite formate de lucru ale Alianței, ar putea să răspundă poate de anumite proiecte, repet, depinde de secretarul general NATO să-i contureze, ca să zic așa, concret fișa postului în limitele pe care această funcție le are. Dar care vor fi atribuțiile în linii mari ale lui Mircea Joană? Deci atribuțiile astea vor fi de reprezentare, acolo unde secretarul general NATO nu va putea participa, va participa secretarul general adjunct,
Și trebuie să spunem un lucru, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în NATO în același timp. NATO are bucătăria internă, multe reuniuni, multe discuții, mai ales că e o perioadă foarte complicată. Uitați-vă că sunt din ce în ce mai multe probleme de securitate, NATO este din ce în ce mai ocupat, de ce în ce mai mult implicat în gestionarea lor. Deci, în mod clar, secretarul general NATO va avea în continuare mari responsabilități. Pe de altă parte, NATO are o întreagă, cum să spun, zonă de reprezentare publică. Sunt conferințe unde secretarul general NATO este invitat. Sunt diferite formate de lucru, sunt vizite prin alte state de făcut. Și atunci, acolo unde agenda nu-i va permite secretarul general NATO să meargă, va merge adjunctul secretarului general, deci, respectiv domnul Mircea Geană. Deci mă aștept ca domnul Mircea Geană să fie foarte activ și foarte vizibil pe partea asta de reprezentare, pentru că, vedeți, NATO este angajat într-o campanie, nu neapărat de rebranduire, într-o campanie de recâștigare a vizibilității pe care o avea altădată. Tocmai pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, și mă refer în primul rând la cetățenii din statele aliate, membre, că NATO e acolo, își face treaba, îi apără, face ce trebuie ca să fie apărați și securitatea lor este garantată. Deci partea de reprezentare, cred că o vom vedea din plin la domnul Mircea Geană. Vom vedea de asemenea, într-o manieră consistentă, partea, dacă vreți, de diplomație bilaterală, asta însemnând contacte între secretarul general NATO și statele membre sau parteneri importanți alianței. Și atunci când, iarăși, din motive de agendă, secretarul general NATO nu poate primi o delegație internațională importantă, o va primi domnul Mircea Geană. Eu am asistat la un astfel de moment, era în toamna anului 2000. Președintele, la vremea respectivă, era doar candidat. Ion Iliescu era candidat la funcția de președinte al României. În campania electorală sau în pregătirea campaniei a făcut o vizită la NATO, o vizită foarte importantă, pentru că venea să aducă un mesaj de continuitate și aia a fost o vizită foarte apreciată și o cunosc bine că eu m-am ocupat de organizarea acelei vizite. La momentul la care Ion Iliescu a venit în Bruxelles, secretarul general NATO era plecat într-o altă delegație și nu-l putea primi. Și cine l-a primit? Secretarul general adjunct, era un ambasador italian, domnul Balanțino. Și discuția între domnul Iliescu, ulterior câștigând alegerile și președinte al României, și secretarul general adjunct a fost una substanțială. Și mesajul ăsta de continuitate pe care Ion Iliescu l-a adus la vremea respectivă a contat foarte mult. Deci și asta va face domnul Geană. Acolo unde secretarul general nu este disponibil, va primi reprezentanți importanți, delegații din alte state, fie membre, fie parteneri, fie de la caz la caz. Și nu în ultimul rând, poate gira, cum să spun, poate fi președintele unor formate de reuniuni din interiorul NATO, pentru că NATO sunt foarte multe discuții zilnic, foarte multe reuniuni, și de la caz la caz, în funcție de însărcinările pe care îi le va da secretarul general, va modera și va prezida aceste întâlniri. Comitete de lucru, diferite proiecte ale NATO, diferite discuții care pot avea loc. Mai poate avea și opinii politice? Nu, nu, nu. Așa cum eram obișnuiți până acum cu domnul Mircea Geană. Deci domnul Geană de acum, în momentul în care își va prelua funcția, va fi o voce a NATO, va fi a doua voce importantă a NATO după secretarul general NATO și, bineînțeles, și după purtătorul de cuvânt. Deci, din momentul acela, nu mă aștept să-l mai văd pe domnul Geană având opinii, de exemplu, despre politica internă a unui stat membru, inclusiv a României. Nu mai intră în fișa postului. Dânsul va fi o figură a NATO, va fi o voce a NATO și se va exprima doar pe acele elemente de mesaj pe care alianța și secretarul general NATO hotărăsc că trebuie să le dea în spațiul public. Deci, și domnul Geană e un timp cu multă experiență și cum să spun, înțelege specificul unui astfel de job. Mai ales că vine din zona diplomatică. Se va plia ușor pe el. Deci, dar asta vă spun cu certitudine, am lucrat la NATO 3 ani, deci cunosc bucătăria internă. Din momentul în care domnul Geană va fi numit secretar general adjunct al NATO, el dispare complet din politica noastră internă. De altfel, părerea mea că aici cariera dânsului politică se încheie și rămâne ca istoricii să aprecieze cât de bună sau cât de rea a fost această carieră politică a domnului Geană, însă, asta este vestea bună și pentru domnul Geană și pentru România, cariera diplomatică a dânsului va continua și eu cred că e foarte bine că Mircea Geană s-a întors la ceea ce întotdeauna a făcut foarte bine, respectiv această muncă diplomatică. Altfel, cariera politică, repet, e treaba istoricilor să fie evaluată. Și că tot am adus în discuție politica internă, practic politica României, mai sunt doar câteva luni până la alegerile prezidențiale. Serviciile pot juca un rol la alegerile prezidențiale din acest an? Care servicii? Se tot vorbește, toată lumea vorbește că serviciile decid guverne, decid deci, președinții de țară, pot juca un rol? Că toată lumea. În general, zona asta de irresponsabilitate publică e bine conturată și știm bine cine a
tot folosit, aș spune chiar abuziv, tema asta a statului paralel și așa mai departe. Deși minciunile folosite, după cum ați văzut, s-au descărcat una câte una. Și chiar dacă mai vezi, încă mai vedem atacuri la adresa unei instituții sau alta din sistemul de securitate națională, eu sunt, cum să spun, convins că cel puțin o parte a spectrului politic de la noi nu va intra în jocul ăsta. Acum, în România se spun foarte multe lucruri, dar foarte puține se probează. Și eu întotdeauna am spus, plecând, dacă vreți, și de la abordarea ca să tărească normală, firească, ar trebui să plecăm de la fapte, pentru că vorbele sunt ușor de aruncat, dar cele care rămân, și ca jurnalist, dumneavoastră știți foarte bine că întotdeauna, dacă vrei să fii un jurnalist serios, pleci de la fapte. De altfel, le tot spun celor care mai discut, mai ales că trăim într-o epocă a minciunii, nu apropo de fake news și post-truth, toate discuțiile astea legate de sănătatea unei societăți civile din România. Tot timpul le spun că la muzeul mass media din Washington, care e un muzeu reprezentativ după părerea mea, cum intri, încă de la primii pași de la intrare, scrie mare pe perete, mai întâi faptele, facts first. Și de altfel și în bună tradiție a presei românești, în interbelic, erau editorialiști celebri care așa și începeau editorialul, cu această formulă aproape mecanică, standard, pentru început, iată mai întâi faptele. Deci când discutăm un subiect important, și un astfel de subiect este foarte important, tocmai pentru că serviciile n-ar trebui să aibă niciun rol în viața politică a unei țări, dincolo de ceea ce ele fac ca parte a statului, că și aici trebuie să definim un pic lucrurile, eu cred că ar trebui să plecăm de la fapte. Deci eu v-aș întreba pe dumneavoastră care sunt acele fapte pe care dumneavoastră le aveți în vedere în a formula această ipoteză cum că serviciile se amestecă în politică. Și de la fapte putem să discutăm. Dar, vedeți, de obicei aici discuția se cam oprește, pentru că lumea rostogolește vorbele în general, și sunt vorbe despre vorbe, dar când ajungem la capitolul fapte, concret, unde s-au implicat serviciile în politică, când s-au implicat serviciile în politică, care dintre servicii s-a implicat în politică, că avem mai multe. Și e păcat să vorbim așa la modul general, nu de alta, dar poate că doar unul sau două sau trei de mine, poate că nu toate fac dacă lucrurile astea se întâmplă. E bine, de obicei discuția moare, pentru că la capitolul fapte, ne preexistăm fapte, pentru că aici e de fapt doar o demagogie pe care o tot rostogolim, din păcate, în dezbatele publice, ne ajungem la nicio concluzie și e într-un fel păcat, pentru că ar trebui odată și odată să lămurim chestiunea asta. Dar de unde credeți că au ieșit aceste ipoteze? Păi, e foarte simplu. De ce această discuție? Păi, în primul rând, că subiectul ăsta întotdeauna a fost atractiv și este atractiv. Și asta nu e invenție românească. Te uiți la teoria conspirației, nu? Păi, ce să zic, cred că 30%, poate jumătate din subiectele dezvoltate în teoria conspirației sunt legate de serviciile de informații. Întotdeauna asta a fost un subiect atractiv, pentru că ele acționează în secret, au un anumit statut și statutul ăsta este peste tot în toate țările. Oamenii nu au foarte multe informații despre activitatea lor, pentru că ele de-aia sunt constituite să funcționeze în secret. Și atunci tot ceea ce nu este clar, nu este transparent, nu este bineînțeles, evident că stârnește fascinație, atrage interesul și oamenii. Aici aș face o paranteză. Știți ce era zilele trecute pe Facebook, ca și mare dezbatere? Dacă e cazul sau nu, ca nu știu câte mii de americani să se ducă peste baza 51 de prin nu știu ce deșert american, să vadă dacă acolo sunt extratereștri. Cineva a făcut o glumă pe Facebook, nu știu dacă sunteți la curent cu acest subiect, spunând, hai Dumnezeu să ne ducem peste ei în baza aia să vedem, au sau nu au extratereștri. E bine, chestia aia a prins. Lumea s-a inflamat și s-a rostogolit la modul la care, cum să spun, armata americană a trebuit să iasă cu un comunicat oficial să spună, vedeți că e bază militară, este supusă unor reguli, e protejată de lege, nu care cumva să încerca să intrați fraudulos, că ne vom folosi prerogativele legale să vă împiedicăm. Deci, vedeți, din subiectele astea care sunt neclare, netransparente, ascunse, multe dintre ele datorită legii, până la urmă, că legea spune și în România, ca și în Statele Unite, ca și în Rusia, că activitatea serviciului este secretă, întotdeauna fascinează. Doi, în România venim după un regim comunist, nu? După un regim comunist care a folosit în exces și minciuna și forța, o țară care a avut o instituție, nu, care, la fel ca și regimul, a fost declarată criminală, respectiv și ilegitimă, securitatea, și oamenii, pe fondul ăsta de teamă, care încă se păstrează chiar și la 30 de ani de la căderea comunismului, iarăși sunt foarte atenți și foarte suspicioși când aud de servicii. Ca nu care cumva, și aici nu pot să le reproșez nimic, și până la urmă atitudinea asta este una sănătoasă, ca nu care cumva să ne întoarcem în trecut, să ne confruntăm din nou cu fenomenele negative, nocive ale fostei securități. Și mai e și un al treilea aspect, din păcate aici poate că e particular României, sau poate țărilor latine. În general, cultura populară în țările latine,
mai ales în țările latine mai puțin educate cum este România, este una negativă sau dacă vreți, da, negativă față de instituțiile de forță. Dacă în Marea Britanie e de bon ton, e chiar aristocratic să lucrezi pentru servicii de informații, toate familiile bune își încurajează copiii să meargă fie în armată, fie prin poliție, fie în instituțiile astea, în servicii de informații. E bine, în țările latine, și numai în România, și în Franța, și în Italia, în general, cultura față de instituțiile astea este una negativă, nu? Avem tot felul de cuvinte, cum să spun, mai puțin politicoase, curcani, nu? Și mai, aș putea să mai găsesc câteva, pe care le folosim cam în toate țările latine. Deci, dacă le combinați pe astea trei, specific nostru latin, da, cu această paranoie, că până la urmă ajunge să fie împinsă la extrema din asta, față de servicii și cu moștenirea proastă a comunismului, fosta securitate, e de înțeles de ce în România subiectul ăsta este prinde când e folosit. Dar cei care îl folosesc, nu îl folosesc ca să lămurească lucrurile. Cei care îl folosesc, îl folosesc, unu, să arunce perdele de fum. Păi dacă eu am comis o eroare politică sau partidul meu a făcut o nefăcută și trebuie să mut atenția opiniei publice de la nefăcuta mea, să o duc într-o altă direcție. Aduc serviciile în discuție. Cu serviciile, poate să ajute. Doi, uneori ne deranjează că serviciile își fac treaba. Ne-a deranjat și ne deranjează că serviciile se ocupă de combaterea corupției. Aici lucrurile sunt foarte clare și tot felul de borfași prinși, inclusiv cu contribuția serviciilor, normal că vor să plătească o poliță. Ne deranjează că poliția sau alte instituții își fac treaba și de aia le băgăm pe toate în aceeași căciulă. Ne deranjează, cum se pare că e cazul acum, că serviciile împiedică fraudarea legilor și ca să și începe să deranjeze că legile sunt prea corecte și că nu mai putem face turism electoral, nu mai putem face vot multiplu, aici bineînțeles sunt niște ghilimele, deci eu sunt un fel de, cum să spun, avocatul diavolului aici. Și atunci ne deranjează că serviciile au și ele, ca să zic așa, propriile lor legături cu Occidentul. Și poate că legătura asta mai trebuie un pic diluată. Adică pot găsi și motive bine conturate de răzbunare, aș vrea să spun, sau chiar de intimidare a acestor instituții, pentru că ele, prin responsabilitățile lor legale, pot să facă, ca să zic așa, rău unor oameni, chiar dacă, părerea mea, că în felul ăsta fac bine unei țări. Multă lume a acuzat pe bună dreptate. Adică ce vreau să vă spun, da, și mai discutăm dacă vreți după alegeri. Nu o să vedeți niciun fel de implicații sau de amestec, pentru că instituțiile astea au înțeles cum funcționează o democrație și au asumat niște reguli de comportament. Și, repet, haideți să ne uităm, lăsați retorica, duceți-vă după fapte și o să vedeți că marile discuții pe care le-am avut cu statul, pară și mai departe, nu erau bazate pe fapte. Ca să mai spun că era și un nivel mare de ipocrizie, că cei care folosesc retorica statului paralel, ei la rândul lor pot fi acuzați de legături solide, puternice cu statul paralel și media deja a devoalat o serie întreagă de lucruri și în privința asta. Deci, multă demagogie și multă ipocrizie. Deci, când vine vorba de implicațiile, adică de amestecul serviciilor în procesul. Și eu cred că vorbiți aici de serviciile românești. Pentru că putem discuta de amestecul serviciilor străine. Dar există un alt amestec al serviciilor au încercat străine statele... în politica românească? Nu. Stați un pic să ne lăm. Deci, vorbim de amestecul serviciilor în alegeri, da? În alte state au încercat să influențeze alegerile, nu? Păi avem pe ruși. Au încercat să influențeze alegerile în Statele Unite, au încercat să influențeze alegerile în Franța, au încercat să influențeze alegerile în alte câteva state europene. Aici avem în cazuistică cât cuprinde. Deci, vedeți, și asta poate să fie o chestie. Adică, aruncăm o petardă, da? Facem un ecran de fum și discutăm de implicarea serviciilor românești în alegeri, ea neexistând. Altfel, repet, cine mă contrazice să-mi vină cu fapte, dar în timpul ăsta, un subiect mult mai complicat și mai important, amestecul serviciilor străine în alegerile românești, nu-l discută nimeni. Există amestec al serviciilor străine în alegerile. N-avem elemente până în momentul ăsta în ceea ce privește alegerile noastre, dar, repet, avem amestec în alegerile altora și e legitim să mă întreb, păi dacă s-au amestecat în Statele Unite, s-au amestecat în Franța și înțeleg un pic logica, de ce n-ar face și în România? Ori încerca, nu știu, aici n-am elemente, că poate dacă le-aș avea, le-am discutat, dar pur ipotetic și teoretic pot să-mi pun întrebarea asta. Și părerea mea că ești obligat când organizezi alegeri, deja, că asta este epoca, să-ți iei toate acele măsuri de protecție pe care tu le poți lua ca țară, cum au făcut și alții, să-ți protejezi alegerile și față de atacuri cibernetice și față de manipulare și față de alte forme de influențare artificială a alegerilor din țara ta. Spuneați că serviciile deranjează pe unii. La cine v-ați referit? Sau?
cum să o spun? Cine sunt deranjații? Sper că nu mă subestimați. Adică sper că nu m-ați chemat aici ca să vă generez știre după știre sau breaking news după breaking news. Și nu contează, ca să zic așa, o persoană sau o formațiune politică sau alta. Contează problema de principiu, problema în ansamblu. Pentru că știți ce se întâmplă? Și asta trebuie, lucrul ăsta trebuie înțeles. Când tu iei o instituție a statului și o denigrezi fără motiv, fără să o poți acuza, că haideți să ne uităm un pic în urmă, da? Ce am văzut în ultimii doi ani? Am avut mai multe atacuri, de exemplu, la adresa SPP-ului, da? S-a confirmat ceva? După 2 ani de discuții, după ce mi se pare că la un moment dat, nici nu mai știu, cred că se făcuse și o comisie parlamentară sau s-a vrut, avem ceva la îndemână prin care să sau cu care să, adică o dovadă, ceva concret, ceva fapte pe care să le folosim ca să reproșăm SPP-ului ceva? Și trebuie să-l întrebăm pe domnul Liviu Dragnea. Nu, spune deci, că dânsul... Cum să spun? Demersul, nu, că demersul a fost mult mai larg. Acum avem, de exemplu, o discuție legată de STS. Iarăși o manevră absolut abjectă, după părerea mea, de a, cum să spun, aduce în atenția opinii publice o instituție care nu face decât să-și facă treaba și care își face treaba în urma unor ordine și comenzi primite de la statul român prin diferiții săi responsabili. Deci, nu avem nimic concret să reproșăm STS-ului, dar l-am antrenat, fără să fie intenția sa și voia sa, într-o discuție care e mai degrabă de natură politică, aproape că unii sunt supărați că alegerile sunt prea corecte și prea bine organizate în România și chestia asta că chiar nu le mai putem influența sau nu le mai putem frauda, pare că îi deranjeze. Am avut la un moment dat reproșuri și o tentativă de a implica niște diplomați și corpul diplomatic român în niște povești. Deci, cum să spun, joacă asta cu instituțiile, am tot spus și o repet, ea trebuie să înceteze. Pentru că astea sunt instituțiile statului român. Și noi astăzi îi putem denigra și îi putem acuza de tot felul de lucruri inventate și le putem reproșa tot felul de aiureli. Iar de mâine sau de a doua zi sau imediat peste o oră, noi punem instituțiile astea să facă treaba, să ne protejeze pe noi toți, că altele n-avem. Ăsta nu e un comportament de om de stat, comportament de om responsabil. Și dacă vă uitați, în general, în țările occidentale, discuția asta despre servicii nu prea se face, pentru că ea nicăieri nu duce nicăieri, discuția asta niciodată nu duce nicăieri. Discuția despre ofițerii acoperiți. Secrete sunt am discutat ani de zile despre ofițerul acoperit. Nimeni n-a stat să lămurească un pic ce e cu ofițerul ăsta acoperit, dar am aruncat tot felul de petarde și am venit cu tot felul de teorii, una mai fantezistă ca cealaltă. A ajuns discuția la o concluzie. După ani de zile avem ceva concret, am tras vreo concluzie, avem o consecință, avem o direcție de acțiune, ne-am lămurit și știm ce avem de făcut. Aiurea, a fost doar iarăși o altă perdea de fum sau o modalitate, dacă vreți, de a-l mai denigra pe unul sau pe altul, că asta este moștenirea în România în continuare. Dacă lași așa dai un iz de îndoială asupra unuia, inclusiv că vezi, Doamne, ar fi, dintr-o dată se produce discreditarea lui, dar per ansamblu nu avem un adevăr pe care statul sau societatea sau noi ca oameni să zică, uite, Dumnezeu, ăsta este, asta înseamnă asta, e bine, nu-i bine, avem de făcut asta sau ailaltă. Deci sunt discuții care sunt, după părerea mea, contrare interesul general de ansamblu, pentru că nu duc nicăieri și scopul lor nu este să lămurească lucrurile și oamenii. Scopul lor este să dezorienteze, să dezorganizeze, să împiedice, dacă vreți, instituțiile statului să-și facă treaba, inclusiv pe noi ca oameni să ne confuzeze, să nu mai știm binele, rău, cine mi-e prieten, cine mi-e dușman, ca în final, nu știu, într-o anumită situație dată de viitor, reacția statului român să fie confuză, reacția noastră ca oameni să fie confuză. Și cine câștigă din toată povestea asta? Noi nu. Noi ca țară, niciun caz. Și nici noi ca oameni. Noi ca oameni în ansamblu vorbesc. Așa, individual, pot fi niște interese mărunte, niște câștiguri personale. Dar, repet, noi ca țară nu câștigăm nimic din decredibilizarea unor instituții care nu sunt perfecte și pot fi criticate. Dar, repet, orice critică trebuie să plece de la fapte, de la ceva concret. Ce s-a întâmplat, domnule? Ce discutăm, de fapt? Schimbări majore au avut loc și în Republica Moldova în ultima perioadă. Doamna Maia Sandu, iată, este un premier pro-european, o noutate pentru Republica Moldova. Cresc șansele ca Republica Moldova să intre în UE după această schimbare de guvern, de atitudine, de orientare? Eu nu cred că se pune problema în momentul ăsta ca Republica Moldova să intre în UE și de altfel știm că Uniunea Europeană nu are o astfel de intenție ceea ce privește Republica Moldova. Se știe clar lista, este cunoscută lista statelor care sunt candidate și lista statelor care pot cel mult spera să orbiteze în jurul Uniunii Europene. Dar e cu un pas mai aproape? Nu. Deci, din păcate, în Republica Moldova, cum să spun, europenitatea ei a avut mult de suferit în ultimii ani.
Și datorită unor politici irresponsabile și încep să apară elemente la suprafață vis-a-vis de, repet, irresponsabilitatea acestor politici, Republica Moldova, sub domnul Plahotniuc, s-a îndepărtat de Uniunea Europeană. De altfel, să ne aducem aminte că, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut, cred că undeva prin august sau septembrie, partidul domnului Plahotniuc a schimbat doctrina oficială, care era pro-europeană sau de orientare spre Uniunea Europeană, cu o așa numită doctrina pro-moldovenismului, ceea ce pentru mine a însemnat, de fapt, o întoarcere a spatelui partidului PDM către Uniunea Europeană și, inevitabil, acest partid conducând Republica Moldova, o întoarcere a Republicii Moldova cu spatele la Uniunea Europeană. Deci, miza mare pentru Republica Moldova în momentul ăsta nu este nici de cum, pentru că, repet, Uniunea Europeană nu are o politică în sensul ăsta și nici Republica Moldova nu este în faza respectivă. Pentru Republica Moldova, esențial în momentul ăsta este ca ea să fie o țară sustenabilă, adică să poată să se autoadministreze rezonabil, să aibă bani ca să-și plătească salariile, pensiile, obligațiile pe care statul le are față de cetățeni, să dezmorțească o economie care a fost prea mult timp, prea mulți ani închisă față de investitori străini, tocmai pentru ca să poată să o mulgă unii în interior pentru beneficii personale. Deci este, față de acum 5-6 ani, când poate că Republica Moldova era considerată povestea de succes a partenerului estic și țara cea mai reprezentativă dintre țările astea este europene în relația Uniunii Europene, în momentul ăsta Republica Moldova este departe, mult mai departe de UE decât altădată. Deci ce pot ei face, și asta ceea ce încearcă noile autori, adică noul guvern, guvernul Maia Sandu, ei încearcă în momentul ăsta să reia dialogul cu Uniunea Europeană, care dialog fusese, obturat, adică în urma modului în care guvernul Filip și Plahotniuc au administrat Moldova. Să nu uităm că au fost propuse sancțiuni față de guvern, s-a oprit finanțarea externă a Uniunii Europene și a femeii către Republica Moldova, tocmai pentru că guvernul, regimul Plahotniuc, eliminase, ca să zic așa, orice formă de europenism în politica sa internă. Deci în momentul ăsta, doamna Maia Sandu și guvernul domniei sale încearcă să rea dialogul și reușesc. Am văzut că de curând doamna Maia Sandu a fost la Berlin, a fost la București cu câteva zile înainte, ministrul de externe, iar al lor este domnul Popescu, este iar foarte activ, pentru că ei se reconectează în momentul ăsta la cancelarele mari din Statele Europene și din Statele Unite. Și pe măsură ce acest dialog va deveni mai consistent și Moldova își va relua obligațiile pe care și le asumase singură față de Uniunea Europeană, vedem cam pe unde suntem, vedem ce se poate întâmpla. Dar să vorbim acum în acest moment de o posibilă eventuală aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este mult, mult, mult prea devreme. Deci guvernul ăsta trebuie să confirme. Sunt o serie întreagă de temeri legate de viitorul său. E un guvern care este, supraviețește politic în baza unui sprijin pe care Partidul Socialist în Republica Moldova îl dă și ăla nu e nici el un partid prea pro-european și ca atare eu cred că trebuie să avem un pic de răbdare să așteptăm ca lucrurile să se cristalizeze acolo și să așteptăm ca, politicul și politicienii din Republica Moldova să-și redescopere, dacă vreți, valențele pro-europene. Pentru că ce-am avut până mai acum vreo o lună de zile a fost un guvern anti-european. Republica Moldova ar trebui să aibă o relație mai strânsă. Cum vedeți relația existentă prezent între cele două? România ar trebui să aibă o relație mai profesionistă cu Republica Moldova. În ce sens? În sensul că noi ar trebui să eu am și scris de fapt chestia asta acum vreo 2 sau 3 ani într-un articol. România trebuie să-și reseteze politica față de Republica Moldova. Cu alte cuvinte, o parte din fundamentele politicii noastre sau o parte din tacticile, modalitățile pe care noi le-am folosit în a face politică în relația cu Republica Moldova trebuie să, schimbate, ameliorate, aduse la zi, puse în concordanță cu vremurile, pentru că eu cred că noi în continuare facem în Republica Moldova o politică care suferă de inerție și de nostalgie. Suferă de inerție pentru că mergem, ca să zic așa, inert pe niște fundamente pe care noi le-am construit undeva pe la începutul anilor 90 și erau cu totul alt context geopolitic atunci și suntem prea nostalgici, adică ne lăsăm prea mult influențați de trecut, mai ales că am trecut prin centenar, nu am aniversat 100 de ani de la realizarea României Mari, fără să înțelegem că ceea ce avem acum în Republica Moldova este totuși o realitate mult, mult diferită față de aceea a fost
fie la 1918, fie după. Și cred că optica asta geopolitică, noi vedem Republica Moldova ca rezultatul unui joc între Est și Vest, iar e una care nu ne mai ajută foarte tare. Păi, suntem într-o perioadă în care văd că mai multe state occidentale, de la SUA până la Germania și Franța, caută să-și amelioreze relațiile cu Rusia. Păi, cum pot eu... Și dovadă, uitați-vă și cum au colaborat în Republica Moldova ca să scoată Republica Moldova din criză, împreună, ca să zic așa, Rusia cu Statele Unite, cu europenii, corelându-și atitudinile, inclusiv dând, dacă vreți, cam același semnal domnului Plahotniuc, că e timpul să lase, să ia mâna de pe Republica Moldova și să plece. Deci eu cred că sunt multe lucruri de făcut în modul în care România abordează. Ne trebuie mult mai mult profesionalism, pentru că Republica Moldova este o țară mică, dar foarte complexă. E mult mai complicată în funcționarea internă decât România. Noi suntem un stat unitar, suntem un stat locuit majoritar de români, suntem un popor latino-occidental, adică multe lucruri legate de identitatea noastră la noi sunt clare și lucrurile astea nu se mai discută. În Republica Moldova, când vine vorba de identitate, nici nu poți vorbi de identitate națională, pentru că acolo avem români, avem români care nu se recunosc ca români și se declară moldoveni, deci avem ruși, avem ucrainieni, unii ucrainieni erau ruși înainte, acum își regăsesc identitatea ucrainiană și ei. Adică Republica Moldova, din punct de vedere al identităților, este un joc continuu acolo, lucrurile tot timpul se schimbă. Ori, noi încercăm să abordăm Republica Moldova ca și cum ar fi al doilea stat român național și unitar, ceea ce nu este sora deloc... Sora mai mică. Nu este deloc mai așa. Poate fi sora mai mică. Dar poate fi, cum să spun, o soră mai mică cu un ADN, cum să spun, oarecum diferit de al tău. Are ceva din ADN-ul tău, dar are și de ADN de import, pentru că avem minorități consistente în Republica Moldova, vorbitori de limbă rusă, avem entități administrative proprii care vor autonomie și vor o anumită relaționare cu centrul, apropo de Găgăuz, nu ca să mai vorbim de Transnistria. Deci, eu cred că au fost momente în care eu m-am temut că România pur și simplu nu înțelege ce se întâmplă acolo. Și nu suntem capabili să percepem lucrurile așa cum ele se desfășoară, nu așa cum ne-ar place nouă să se desfășoare. Părerea mea că ne trebuie inclusiv o instituție de cercetare fundamentală, un fel de institut pentru Republica Moldova în România, cum de altfel vedem prin alte state care au situații relativ similare. Mă refer, de exemplu, la Coreea de Sud. Coreea de Sud are instituții sau institute de cercetare specializate pe studierea problematicii din Coreea de Nord, inclusiv a tranziției dinspre comunismul ăla, cum să spun, rigid, stalinist, spre democrație, ce provocări ar fi, ce ar însemna asta, plecând și de la experiența unor state din Europa Centrală, cum e România. Deci, ne trebuie, pe Republica Moldova asta ne trebuie foarte multă organizare și o altă organizare decât până acum, ne trebuie multă cercetare științifică, de asta fundamentală, sociologie, științe politice, antropologie, studii culturale, ca să înțelegem bine ce se întâmplă acolo, ne trebuie o strategie de media, pentru că în Republica Moldova se consumă, de exemplu, o groază de televiziune rusească, pentru că ea e transmisă gratuit. Și inclusiv românii noștri se uită la televiziunea rusească, iar noi nu suntem în stare să dăm pe zona mass mediei, cum să spun, în limba română, mai nimic și chiar și atunci când vrem să le dăm ceva, am mai avut și proastă inspirație în trecut să le mai cerem și bani. Moldovenii, din păcate, pentru ei fiind mult mai săraci decât noi. Deci sunt multe, multe lucruri pe care statul român, aproape că spune că statul român ar trebui să ia, cum să spun, o pauză și să se gândească bine ce vrea Republica Moldova, care ne sunt obiectivele, plecând de la actualul context geopolitic, nu de la ce ne-ar place nouă să se întâmple, și în funcție de asta să ameliorăm acele politici pe care, după părerea mea, le-am cam greșit, dovadă impasul în care eram acum câteva săptămâni în Republica Moldova, situație absolut paradoxală. Deci noi eram de partea regimului Plahotniuc, având împotriva noastră tot Occidentul, plus Rusia. Dar în acest context ar fi oportună o unire a României cu Republica Moldova? Citiți ce am scris. Se tot vorbește despre, cel puțin la nivel declarativ, mulți politicieni din România merg pe această idee, dar concret se poate... Site-ul ziare.com are o rubrică de invitați. La rubrica invitați mă găsiți și pe mine acolo. Am câteva articole legate de unirea României cu Republica Moldova. Și explic acolo cum s-a făcut în trecut unirea cu Republica Moldova, care e matricea unei astfel de uniri și care din elementele alea se regăsesc sau nu se regăsesc astfel încât să facă posibilă unirea cu Republica Moldova în condițiile de astăzi. Și concluzia mea, și aici multă lume m-a înjurat, dar eu sunt analist, nu sunt propagandist, deci eu spun ce mi se mie la analiză, concluzia mea este că niciunul din cei 4 sau 5 factori care au generat în trecut unirea cu Republica Moldova, în momentul ăsta nu se regăsește într-un format
favorabil. Deci perspectiva unirii, după părerea mea, este în perioada, nu știu, următorilor 10 ani, este inexistentă. Și întotdeauna celor care, cum să spun, și mie mi-ar place să avem șanse să putem să realizăm un deziderat istoric pe care românii l-au transmis din generație în generație ca moștenire. Numai că aspirațiile și, cum să spun, ceea ce noi sperăm din punct de vedere național este una și realitățile sunt, sunt cu totul altceva. Și de obicei astea, cele două se confruntă unele cu altele. Deci în momentul ăsta, chiar provoc, dacă vreți, pe telespectatorii dumneavoastră să-mi spună cum cred ei că se poate face Republica Moldova, pentru că multă lume vorbește de unirea, să ne unim, să ne unim. Dar nimeni nu vine să spună cum facem unirea asta. Uitați-vă la toți cei care se prezintă în opinia publică ca mari unioniști, niciunul, repet, niciunul nu spune cum se poate face unirea. Pentru că realitatea geopolitică ne arată că în acest, și istoria ne arată că în acest moment șansele de unire sunt foarte, foarte scăzute. Dar care ar fi cea mai mare problemă a... Care păi, în primul rând, nu vor frații noștri moldoveni. Deci, ceea ce a fost salvator pentru noi la 1918, ei au cerut unirea cu țara. Deci, ăsta este un element extrem de important. Al doilea element, ai nevoie de o Rusie slabă. Pentru că Rusia, întotdeauna de la 1812 încoace, de când a anexat Basarabia, a privit teritoriul de acolo ca spațiu rusesc. În 2012, când s-au împlinit 200 de ani de la anexarea Basarabiei, Ministerul de Externe rus a venit în secțiunea istorică, a venit cu un material din care reieșea clar că ei și astăzi privesc Republica Moldova ca un fost teritoriu rus. Bun, deci, orice demers în sensul ăsta s-ar lovi categoric de opoziția Rusiei și mai nou să nu uităm că Rusia, când e nemulțumită sau când nu dorește un lucru, reacționează militar, nu diplomatic, ceea ce dintr-o dată complică și mai mult lucrurile. Și mai sunt alte câteva aspecte, inclusiv capacitatea noastră. Ce înseamnă unire cu Republica Moldova? Nu mă refer numai aspectele financiare. Că i-am întrebat și eu pe câțiva amici la un moment dat, mă, dacă mâine ne unim, voi ce vreți? Și a zis, păi de-a doua zi pensii și salarii ca în România. Păi, haideți să facem niște socoteli să vedem cam că care este povara. Că oricum noi nu stăm bine cu banii nici așa, nu, da, ne descurcăm. O aspirație legitimă a lor, dar, repet, poate România să ducă unei porcă asta, dar financiar, dar dincolo de aceste aspecte, o unire cu Republica Moldova înseamnă sute de mii de minoritari. Sute de mii, nu exagerez. Vorbitori de limbă rusă, vorbitori de limbă ucraineană. Oameni care vin cu aspirațiile lor, cu identitatea lor culturală și națională, cu pretențiile lor, cu sensibilitățile lor, cu flebețele. Cum faci să armonizezi această masă mare de oameni în interiorul unei Românii care, vedeți, încă mai are probleme să se relaționeze cum trebuie cu minoritățile celelalte pe care le avem în interiorul statului, mai ales cu cea maghiară. Dar aminte să trebuiască, acum, pe lângă milionul și ceva de maghiari, să gestionăm și alte câteva sute de mii, dacă nu cumva poate și mai mult, de minorități vorbitoare de limbă rusă sau ucraineană. Și nu numai, și bulgară, că găuzii vorbesc bulgara. Deci, e statul român capabil de un astfel de efort? Adică e ușor să fluturi steagul. Dar noi trebuie să facem România mai mare ca în același timp România să fie și mai puternică. Că știți cum este și cum să spun, sloganul istoric, unirea face puterea, nu? Deci nu e un scop în sine. Noi am făcut România mare când am făcut-o la 1918 ca să o facem mai puternică. Păi eu fac o Românie mare ca să o fac mai slabă decât cea pe care noi astăzi o avem aici și pe care, cum să spun, trebuie să o guvernăm cum trebuie și să o apărăm. Adică lucrurile astea sunt lucruri importante, sunt lucruri sensibile, lucruri care au și încărcătură istorică și care ar trebui discutat rațional, la rece, lucid, nu propagandistic. Fluturăm un steag ca să mai obținem niște voturi din Republica Moldova sau să ne dăm patrioți de paradă în alegerile din România și după ce ne vedem cu saci în căruță sau mai smulgem niște voturi de la oameni, era să zic de la fraieri, adică fraierim oamenii în felul ăsta. După care uităm complet și de subiect și de relațiile. Uitați-vă că în România nu se vorbește de Republica Moldova decât atunci când avem o criză în relațiile bilaterale sau se întâmplă ceva dramatic la Chișinău. Dar în restul timpului vedeți emisiuni de televiziune dedicate Republicii Moldova, vedeți știri legate de Republica Moldova în știrile noastre zilnice. De azi dimineața am văzut o groază de omoruri și accidente și că toată lumea te deprimă când ai drumul la știri pe toate televiziunile și canalele. Dar nu vezi nimic legat de ce s-a mai întâmplat în Republica Moldova. A fost doamna Maia Sandu în vizită la Berlin. Păi n-am văzut prin presa din România absolut nimic legat de această vizită. O vizită importantă. Deci,
și asta este iarăși, arată un pic cât suntem de ipocriți. Adică fluturăm steagul ăsta al unionismului când avem nevoie de voturile moldovenilor sau avem alte interese, de obicei de natură personală electorală, dar noi, de altfel, per ansamblu, desconsiderăm Moldova ca teritoriu, relațiile cu ei, pe ei ca oameni, că de multe ori îi tratăm de sus și aroganța asta, am mai spus-o, ar fi trebuit să înceteze de mult. Dar ăștia suntem, poate că, în fine, încă ne luptăm cu turcul din noi, cum spunea Arghezi. Deci, și niciodată nu avem suficientă răbdare să ducem discuția legată de Republica Moldova până la capăt. Asta apropo și de vestitul proiect de țară de care tot discutăm. Dar politicienii din România, cum vedeți că reacționează ei la această... Că spuneați și politicienii din România, când e campanie... Deci politicienii din România, în primul rând, sunt incompetenți când vine vorba. Nu înțeleg situația de acolo, nu o cunosc, foarte rar călătoresc pe acolo, se documentează, nu citesc. În al doilea rând, reacționează emoțional, de parcă am fi în preajma lui 1918 din nou, neînțelegând că lumea s-a schimbat mult de acum 100 de ani și este o altă realitate geopolitică și pe asta trebuie să o luăm în calcul. Și, cum să vă spun, de multe ori politicianul român nu are grijă ca totuși să, în demersul politic, să aibă și instituțiile statului de partea sa. Pentru că totuși oamenii acolo de bine de rău țin legătura cu omologii din Republica Moldova. Sunt documentați, sunt mai informați, știu mult mai bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Păi tu ca politician, când vrei să adopți o atitudine sau o poziție pe Republica Moldova, ce te împiedică, frate, să dai un telefon și la Ministerul de Externe, să-i întrebi și pe oamenii de acolo? Mă, voi ce mai știți? Voi uite ce vreau să spun. Voi cum vedeți? Care e părerea voastră? Că nu ești obligat să ții cont de punctul lor de vedere. Ești liber ca politician să spui ce vrei. Dar poate expertiza acelor oameni și informațiile pe care ei ți le dau, pentru că e obligația lor să ofere această expertiză și analiză când un politician o cere, te ajută pe tine să-ți dai seama fie că punctul de vedere e superficial, fie că nu e momentul să ieși cu el, fie, nu știu, fie poate chiar să-ți spună, da, e foarte bine că ieși. Vorbește și mai apăsat. Adică, nu, sunt, până la urmă, politicianul și partidele politice și instituțiile sunt două fațetele acelui stat. Că statul român înseamnă și Ministerul de Externe și partidul politic din Parlament. Deci, practic, spuneți că nu sunt conectați la realitatea din Republica Moldova. Nu, mulți politicieni vorbesc după ureche, inclusiv pe subiecte legate de Republica Moldova. Politicianul român este foarte, foarte urechist. Nu mă refer la toți, ca în orice discuție. Nu putem generaliza, adică ca în orice discuție civilizată, nu putem și educată, nu putem generaliza. Dar avem un număr suficient de mare de politicieni urechiși care vorbesc după ureche, cum să spun, superficial, fără să fie bine informați, ca ei totuși să constituie o problemă și asta uneori, părerea mea, că afectează negativ relațiile noastre cu Republica Moldova. Da. Domnul Iulian Fota, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de mare noi. Plăcere și repet ce am mai spus, nu vă temeți că nu vor exista implicații sau amestec din partea instituțiilor de securitate națională în procesul electoral, dincolo de acele obligații pe care ele au pe lege și pe Constituție și dincolo de ordinele pe care le vor primi din partea statului pentru a proteja aceste alegeri de amestec extern. Dar altfel nu o să vedeți niciun fel de conexiuni și dacă alegerile se vor pierde sau se vor câștiga de unii și de alții, ele se vor pierde pe erori și greșeli politice sau se vor câștiga pe merite și pe inițiative, strategii politice și nu pe amestecul acestor instituții care au suficientă treabă și au ce face. Vom vedea în decembrie. Eu vă garantez lucrul ăsta. Discutăm în decembrie să-mi spuneți dacă am greșit sau nu. Mulțumim!